Hei, bun găsit, dragilor! Mulțumim Europe Direct pentru invitația adresată nouă de a transmite un mesaj cu ocazia zilei de 9 mai. Sigur că această zi are o semnificație multiplă. Ce înseamnă însă pentru noi, reprezentanții Centrului Județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale din Vaslui, vorbesc în numele tuturor colegilor mei, m-au mandatat să fac asta, organizăm odată la 2 ani Festivalul Internațional de Folclor Hora din Străbuni. Primele ediții s-au desfășurat în anii 1995 și 1997. Noi, în actuala componență, l-am reluat și continuat începând cu anul 2013, 2015, 17 și 19. În acest an, în 2021, sper să putem organiza o nouă ediție. Acest festival a facilitat prezența unor ansambluri de foarte departe, atât din Europa cât și din afara Europei. Au fost prezente ansambluri din Cipru, din Grecia, din Polonia, din Slovacia, din Spania, din Bulgaria, dar și ansambluri de foarte departe, din Argentina, din Peru, din Thailanda, din Sri Lanka. Și putem face o comparație între felul în care se derulează organizarea deplasării unui ansamblu dintr-un stat membru al Uniunii Europene comparativ cu un ansamblu dintr-o altă țară. Cât de simplu, cât de cursiv s-a desfășurat totul, ne pune pe noi în situația să spunem că, într-adevăr, Uniunea Europeană a creat o familie. La mulți ani europenilor, la mulți ani Europa! 9 mai este ziua păcii și a unității în Europa. Îmi doresc ca această zi să ne găsească pe toți conectați pentru a găsi împreună soluții la problemele dificile cu care ne confruntăm. Doar uniți pentru aceeași cauză vom găsi rezolvare la problemele noastre. La mulți ani Europa! La mulți ani cetățenii europeni! De 9 mai îmi doresc o Europa liberă și sănătoasă. Împreună putem învinge. La mulți ani Europa!